Iosif, spune Biblia, că a avut primul copil și i-a pus numele Uitare. Am uitat tot ce mi-au făcut frații. Iosif nu mai trăiește în trecut. Lucrul acesta îl vrea Dumnezeu de la noi. Să nu mai trăim în nedreptățile care ni s-au făcut, în bârfele, în necazurile, în suferința prin care am trecut. Iosif a uitat necazurile și toată casa tatălui său. Nu în sensul că și-a uitat frații. Lucrul acesta se dovedește puțin mai târziu. El nu i-a uitat, ci a uitat toate nedreptățile, tot răul care i s-a făcut. De multe ori în viață nu poți progresa spiritual pentru că nu vezi că dincolo de răul care ți-au făcut oamenii a fost un plan al lui Dumnezeu ca să te formeze pentru o anumită lucrare, ca să fie o binecuvântare pentru alții. Și să uiți ce ți-au făcut alții și să vezi doar mâna lui Dumnezeu la lucru. În noaptea în care a fost vândut, Iisus a luat o pâine. Aceasta este atitudinea creștinului. În noaptea în care a fost vândut, în loc să spună, aduceți-vă mereu aminte ce mi-a făcut Iuda. Nu. În noaptea în care a fost vândut, spune Pavel, Iisus a luat o pâine și a spus, să vă aduceți aminte că trupul meu s-a frânt pentru voi. A luat un pahar și a spus, acest pahar este legământul cel nou. De ce să avem încredere în Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu are un legământ față de noi. Dumnezeu a intrat într-un legământ cu noi. Dumnezeu a intrat în istorie, în Iisus Hristos. Dumnezeu a venit la noi. Dumnezeu, Creatorul Universului, s-a apropiat de noi și s-a legat pe baza morții și învierii Fiului Său, că ne iubește și este cu noi în fiecare zi, prin orice am trece. Și ascultați ce zice Iosif. Și celui de-al doilea a pus numele Efraim, rodire, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Eu am să fiu bun credincios când? După ce mă voi căsători, după ce voi avea familie, după ce voi fi la casa mea, după ce voi avea servici, după ce voi avea problemele rezolvate, atunci când voi scăpa și de necazul acesta, atunci voi fi un bun credincios, o bună mărturie. Dumnezeu vrea să fim o bună mărturie și să fim roditori în mijlocul întristării, în mijlocul necazului, în mijlocul încercării. Și acum ascultați partea cea mai frumoasă. Au trecut acești ani și în Canaan era foamete. Iacov a zis, am auzit că este greu în Egipt. Și a spus celor 10 fii ai lui, duceți-vă în Egipt. Când au ajuns în Egipt, vă rog să citiți din Geneza, capitolele 42 și 44, mai ales aceste două capitole, și apoi capitolul 45. Când au ajuns în Egipt, au ajuns la palatul lui Faraon. Acolo cel care ținea locul lui Faraon era un dregător plin de autoritate, plin de faimă. Și păstorii aceștia din Canaan, când au ajuns cu argint în desagi, să cumpere grâu ca să supraviețuiască, când au ajuns în fața dregătorului, s-au aruncat cu fața la pământ. Iosif i-a recunoscut imediat și a spus, de unde sunteți voi? Voi sunteți iscoade. Noi suntem robii tăi, noi suntem oameni de treabă, noi suntem oameni cum se cade. Nu, spune Iosif, voi ați venit aici ca să iscodiți țara. Și este, aș zice, un deliciu. Să vezi cum oamenii aceștia care l-au vândut fără milă pe Iosif se aruncă acum cu fața la pământ, se roagă de Iosif și încearcă să-l convingă pe Iosif. Ce oameni de treabă sunt ei? În sfârșit, ca să nu vă rețin mai mult, vreau să spun că la un moment dat, din gura lor reiese că tatăl lor trăiește, că mai au un frate pe care tatăl n-a vrut să-l trimite pentru că este cel de-al doilea copil al Rahelei. Și ei spun așa, am mai avut un fiu care a murit. Auziți ce spun ei? Trebuie să ducă minciuna până la capăt. Cine minte odată, trebuie să se țină de ea până la cap. Lui Iosif îi spun că Iacov, tatăl lor, a mai avut un fiu de la soția lui iubită, dar că a murit. Și Iosif zice, ca să știu că nu sunteți scoade să aduceți pe fratele vostru. Acum, dacă ați vrea să citiți frământarea lui Iacov, Iacov, când a venit unul din fiii lui, cu haina pestriță,
tăvălită în sânge, sfâșiată, ruptă, și a zis: Tată, uite ce am găsit pe drum, uite ce am găsit pe câmp. Mi se pare că seamănă cu haina lui Iosif. Iacov zice: n-a ajuns Iosif la voi, n-a ajuns. Atunci înseamnă că o fiară l-a sfâșiat pe drum. Uite dovada. Și Iacov a zis: plângând mă voi coborî în locuința morților. Și n-a vrut să fie mângâiat de pierderea lui Iosif. Acum, după 13 ani, Iacov aude că trebuie să lase și pe Beniamin să plece în Egipt. Simeon era ținut ca ostatec, unul din frații. Și Iacov zice: voi mă lipsiți de copii, Iosif a murit, Simeon nu mai este, acum vreți să-mi luați și pe Beniamin, nu vi-l dau. Dar pentru că nu aveau ce mânca, după câtva timp, Iacov a zis: bine, dacă trebuie să fiu lipsit de toți copiii mei și de Beniamin, de copiii pe care am iubit, lipsit să fiu. Ce era în sufletul lui Iacov? Ce era în sufletul lui Iacov? Gândiți-vă ce este în sufletul nostru când se pare că totul s-a prăbușit, că din familie nu mai rămâne nimic, că totul se duce de râpă. Când vine o boală, când vine un necaz, când vine o neînțelegere, când vine o nedreptate, când îi se pare că totul se duce. Și știți ce era de fapt? Era exact momentul în care Dumnezeu pregătea izbăvirea lor. Când au ajuns din nou în Egipt, Iosif a spus administratorului să pui paharul meu în sacul lui Beniamin. I-au spătat, lor le-a fost și frică să intre în casa lui Iosif, a zis: vor să ne ia ca ostateci. Dar în sfârșit, până la urmă s-au relaxat, au mâncat, au băut, s-au înveselit și au plecat vesel spre casă. Și în timp ce ieșeau din cetate, gărzile lui Faraon i-au oprit. Ce s-a întâmplat? De ce vă purtați așa cu dregătorul țării? Adică cum? De ce l-ați furat? Noi! I-ați furat paharul cu care ghicește. Și toți au zis: dacă găsiți paharul la noi, cel la care se găsește paharul să fie sclav. Și a început să caute de la cel mai în vârstă. Și fiecare era liniștit că nu-i paharul la el. Și la urmă îl găsesc la Beniamin. Ei, citiți pledoaria lui Iuda. Iuda se întoarce la Iosif și spune: i-am spus tatălui meu că eu garantez pentru el, te rog, ține-mă pe mine. Nu, a spus Iosif, nu, trebuie să rămână cel la care s-a găsit paharul. Și Iuda spune: nu pot să mă întorc acasă, să-l văd pe tata, să văd suferința. Când va auzi tata că nici Beniamin nu este, cu siguranță că va muri. Cum am zice noi astăzi, va face atac de cord. Și în clipa aceea Iosif n-a mai putut, a început să plângă, le-a spus egiptenilor: ieșiți afară. Și a spus: frații mei, eu sunt Iosif. Ei au rămas uluiți. Au rămas încremeniți. Eu sunt Iosif. Bucurați-vă! Voi, într-adevăr, v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu este cel care m-a trimis înaintea voastră. Citiți capitolul 45. De câteva ori trebuie să le spună Iosif: ascultați, eu sunt Iosif. Și nu voi, ci Dumnezeu a fost acela care m-a trimis înaintea voastră. Cum ar fi fost viața lui Iosif dacă toată viața se gândea ce au făcut oamenii, ce au făcut frații? Dar el tot timpul a fost convins de un singur lucru, că Dumnezeu era acel care îi dirija viața. Mâna lui Dumnezeu a fost asupra vieții lui. Și Iosif spune: ca să vă scape viața, de aceea m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Și vreau să vă spun ce zice Ștefan. Copiii lui Israel au dus-o bine în Egipt din pricina lui Iosif, multe generații, până când a venit un împărat care nu l-a cunoscut pe Iosif. Vreau să vă spun, influența lui Iosif pentru poporul Israel s-a extins peste câteva generații. A trăit o viață, dar influența lui a fost peste câteva generații. Iosif a jucat un rol cheie în planul lui Dumnezeu. În planul acesta de salvare a unei națiuni prin care să aducă pe Mântuitorul lumii. Iosif a fost doar un om, dar în ochii lui Dumnezeu el a jucat un rol mai mare decât însăși viața lui. Și în Epistola către Evrei, Iosif este amintit pentru un singur lucru. În Epistola către Evrei, capitolul 11,
Avem lista tuturor eroilor credinței. Și acolo Iosif nu este amintit nici pentru că a rezistat tentației, nici pentru că el nu și-a pierdut încrederea în Dumnezeu, ci acolo este amintit pentru un singur lucru. Când a murit Iosif, a spus fraților lui, într-o zi vă va cerceta Dumnezeu. În ziua aceea când vă va cerceta Dumnezeu și veți ieși din țara aceasta și vă veți întoarce în țara Canaanului, să luați și oasele mele. Și a pus să jure că atunci când Dumnezeu va scoate pe evrei din Egipt, vor scoate și sicriul cu oasele lui Paul. Și autorul epistolei către evrei îl amintește pe Iosif nu pentru toată viața lui de credincioșie, ci pentru această extraordinară perspectivă în viitor. Dumnezeu va lucra și după ce voi muri eu, Dumnezeu va cerceta pe urmașii noștri și Biblia spune în Exod că Moise, atunci când poporul a ieșit din Egipt, din robie, Moise a luat și sicriul cu oasele lui Iosif, pentru că, se spune în Biblie, copiii lui Israel juraseră că vor face lucrul acesta. Ce înseamnă aceasta? Iosif a fost un om care a avut încredere în Dumnezeu pentru viața lui și pentru neamul lui și pentru urmașii lui. El a avut o perspectivă, aș zice, eternă, nu doar una pentru ziua de astăzi. Iată ce spune Biblia despre istoria omenirii. Până la nașterea lui Iisus Hristos, lumea a zăcut în întuneric. Și Isaia spune, totuși întunericul nu va domni veșnic pe pământul în care acum este necaz, ci va răsări o lumină. Noi astăzi trăim în acea perioadă de mijloc. Întunericul s-a dus, s-a arătat, a venit ziua, lumina, încă n-a răsărit soarele. Înțelegeți? Soarele va răsări. Când Iisus Hristos a venit în lumea noastră, au apărut zorii peste planetă. Când Iisus Hristos a murit pe cruce și a înviat din morți, veacul care va veni, împărăția care va veni, soarele care va străluci peste toată planeta și peste toată istoria omenirii, Domnul Iisus Hristos care va veni a doua oară și va aduce împărăția, va face să se încălzească cu razele lui întreaga planetă. Noi astăzi trăim aici în lumina soarelui care urmează să vină. Iisus Hristos va veni a doua oară. Și ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Noi deja trăim în veacul acesta cu veacul viitor peste noi, pentru că Iisus Hristos a murit și a înviat din morți. Și psalmistul spune în psalmul 105, vorbind despre această experiență a lui Iosif, lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare isprăvile Lui. Vă rog să rețineți îndemnurile psalmistului. Lăudați pe Domnul, faceți cunoscut numele Lui, faceți cunoscut isprăvile Lui, cântați, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui, făliți-vă cu numele Lui, să se bucure inima celor ce caută pe Domnul, alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui, trăiți într-o lume, nu luminați de focul propriului interes, nu luminați de tăciunii horoscopului sau tot felul de sfaturi care vin de la o lume fără Dumnezeu. Lăudați pe Domnul. Trăiți în lumina aceasta a unei relații personale cu Dumnezeu și a încrederii în El. Viața noastră este o viață de mulțumire, de rugăciune, de laudă, de bucurie. Atunci când înțelegem că nu suntem singuri în lumea aceasta, ci că Dumnezeu are un plan cu noi. Atunci când vedem mâna providențială a lui Dumnezeu în viața noastră. La 20 de ani m-am întors la Domnul și am înțeles că El mă cheamă să-L slujesc. Era o vreme când nimeni nu se ducea la seminar, aproape nimeni. Nici nu se știa dacă comuniștii mai dau voie în 65
să se înceapă cursuri la seminarul de teologie. Toată vara m-am pregătit la matematică pentru admitere la facultate. La un moment dat, mama îmi spunea, nu mai vine niciun răspuns de la Institutul de Teologie, de la seminar. Lasă seminarul și du-te și înscrie-te la Cluj, la facultate. Atunci am luat o decizie. Să mă rog, să postesc și să-mi arate Dumnezeu dacă ceea ce am înțeles eu că este chemarea Lui pentru slujire este cu adevărat așa sau dacă nu cumva am înțeles greșit. În noaptea aceea am avut un vis. Păstorul care mă botezase a venit în curtea noastră, călare pe un cal și ducea de căpăstru un alt cal. Pe cer, spre satul vecin, fugea luna pe cer. Era nici noapte, nici zi. Luna se ducea pe cer și păstorul care m-a botezat s-a uitat la mine și a spus: noi, visătorii, trebuie să urmărim luna. Încalecă și să nu rămâi în urma mea la o distanță mai mare decât este între mine și lună, cam 2 km. Eu am sărit pe cal și am călărit alături de el. Și el s-a uitat peste umăr la mine și zâmbea, fericit că n-am rămas în urmă. M-am sculat dimineața și am zis: mamă, nu mă duc la Cluj să mă înscriu la facultate. La electrotehnică parcă vreau să mă înscriu. Eu aștept să mă cheme Dumnezeu la seminar. Din toată țara se înscriseseră numai 5 băieți, eu eram al 6-lea. Nu venea nicio veste de la seminar. În aceeași zi am primit telegramă să mă prezint la București că începe seminarul. În aceeași zi. Ce vreau să vă spun este că Dumnezeu e tot atât de real și astăzi și tot atât de implicat în viața noastră, cum a fost în viața lui Iosif, a lui David, a lui Daniel. Dumnezeu este implicat în viața mea și în viața ta. Dar tu poate să zici: a, Iosif a fost un om fără păcat, fără pată. El a rezistat ispitelor. Mai mult decât atât, el era un tânăr cu care Dumnezeu avea ce să facă. Eu sunt un om mai în vârstă. Vreau să vă spun o veste bună. Dumnezeu vrea și poate și este gata să folosească pe oricare dintre noi, în orice împrejurare, în orice stare și la orice vârstă. Biblia este plină de exemple. Zice Dumnezeu către Ieremia: du-te în casa olarului. Și olarul făcea un vas și n-a reușit. Și zice Dumnezeu: așa fac eu cu poporul acesta. Vreau să fac din el un vas mare pentru cinstea mea, pentru slava mea. Vreau să fac un vas mare pe care să-l umplu cu prezența mea și să ducă mărturia mea în lume. Dar n-a reușit. N-a reușit. Nu-i nimic. Uite-te ce face olarul. Și olarul ia lutul și îl mai aruncă o dată pe masă, mai pune apă, mai frământă, mai scoate părțile uscate și zgronțuroase și frământă din nou. Și iese un vas mai mic. Dar zice Dumnezeu: tot spre slava mea vreau să-l folosesc. Poate ai trecut prin experiențe în care n-ai fost credincios lui Dumnezeu, nu ți-ai pus încrederea în Dumnezeu. Dumnezeu nu renunță la tine. Tu de ce să renunți la El? Și vei privi într-o zi în urmă și vei vedea ce frumoasă a fost mâna lui Dumnezeu în viața ta. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu. Venim, Părinte Ceresc, înaintea ta să te lăudăm. Venim să-ți mulțumim că tu ai un plan cu viața fiecăruia dintre noi. Că nu trăim aici la întâmplare pe pământul acesta. Că anii și zilele și chiar toamna aceasta care ne-o dai nu este aruncată așa înaintea noastră la întâmplare, ci că tu ai un plan pentru noi. Și așa cum ai binecuvântat prin Iosif și Egiptul și familia lui, așa vrei să binecuvântezi prin biserica ta și prin copiii tăi națiunea noastră. Și stăm, Doamne, înaintea ta și ne smerim și mărturisim slaba noastră încredere în tine și faptul că de multe ori uităm că dincolo de toate evenimentele vieții este mâna ta și planul tău pentru noi. Amintește-ne din nou în această zi, Doamne, și te rugăm să ne ajuți ca prin toate împrejurările vieții să te cunoaștem mai bine pe tine și pentru faptul că tu l-ai dat pe Domnul Iisus Hristos să moară în locul nostru și că prin el ai încheiat legământ cu noi. Doamne, îți mulțumim că ne-ai dat dovada supremă că și pe noi ne iubești și cu noi vrei să lucrezi și prin noi vrei să aduci binecuvântare în generația aceasta și în generațiile care vor veni.
Ajută-ne să ne bucurăm de faptul acesta și să nu uităm niciodată, Doamne, că mâna Ta este la lucru în viața noastră. Lăudat să fii pentru aceasta. Amin.